Pacea Domnului Isus, Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare. Haideți să ne ridicăm în picioare și cu ajutorul Domnului să începem dimineața aceasta, o dimineață pe care ne-a dat-o Domnul cu sănătate, cu binecuvântare. Domnul ne-a mai dat încă o oră în plus și vă văd mai odihniți și tinerii vă văd mai odihniți, mai vioi. Domnul să-i binecuvinteze. Aș vrea să citesc un verset din Numeri, capitolul 32, versetul 23. Numeri, capitolul 32, versetul 23. Este un cuvânt pe care Moise îl spune poporului Israel către două seminții, către seminția lui Galad și seminția lui Ruben, care vreau să facă ceva ce lui Moise îi se părea că este greșit. Și zice Moise așa, dar dacă nu veți face așa, adică dacă nu veți ține promisiunea față de Dumnezeu, Păcătuiți împotriva Domnului și să știți că păcatul vostru vă va ajunge. Ăsta e un cuvânt care mi-a vorbit Domnul. Păcatul vostru vă va ajunge, le spunea Moise poporului. Și când am citit aceste versete, mi-am dat seama că noi suntem niște oameni care alergăm la cursa de 100 de metri în viteză. Am păcătuit ceva și rapid dăm un sprint și fugim. Dar păcatul este la maraton. El pornește încet, dar constant. Și chiar oricât de rapid am fugit noi, el până la urmă tot ne ajunge. Și așa, îi spunea, Moise, așa spunea Moise poporului. Dacă nu veți asculta de Dumnezeu și nu veți împlini făgăduințele, oricât de tare ați fugi. Oricât de departe ați merge, ori în ce direcție v-ați duce, oricât de ocupați ați fi și cât de mult credeți că vă binecuvintează Dumnezeu, la un moment dat păcatul vostru vă va ajunge. Noi, ca și credincioși, avem acest har deosebit. Să putem să ne oprim și să nu mai fugim de păcatul nostru și să ne-l recunoaștem și astfel să-i oprim puterea. Acesta este un mare, mare har. Orice om pe fața pământului păcătuiește. Dar noi, credincioși, avem acest har de a ne opri. Și am mărturisit, Doamne, am greșit, Doamne, am păcătuit, Doamne, n-am fost atent, Doamne, am crezut că pot să scap, dar astăzi mă opresc și hotărăsc să nu fug de păcatele mele, ci aș vrea să mi le mărturisesc. Aș vrea să începem dimineața aceasta cu un moment de mărturisire. Vom cânta o cântare, cântarea prima pe care o vom cânta se cheamă Te chem din adânc, Doamne, auzi glasul meu, ascultă cererea mea. Când cântarea spune, Ești de temut pentru că tu dai iertare. Aș vrea să ne mărturisim fiecare înaintea Domnului. Nu știu care sunt păcatele cu care te lupți, nu știu care sunt obiceiurile pe care încă nu le-ai biruit. Poate îți pare rău, poate nu îți pare rău, poate găsești justificare. Haideți să stăm înaintea Domnului să spunem: Doamne, nu mai fug, Doamne, nu mai vreau să mă ascund, Doamne, ai milă de mine, poate că te lupți cu descurajarea, poate că te lași pradă descurajării, poate că ești mândru, poate că ești certăreț. Tu știi și Dumnezeu știe. Haideți să stăm înaintea Domnului și într-un moment de cercetare. După această cântare, intrăm într-o rugăciune comună în care ne mărturisim cu toată vința, cu toată viața și să nu uităm că Dumnezeu vrea să locuiască în mijlocul nostru și noi trebuie să ne sfințim. Noi trebuie să ne pregătim inimile dacă vrem Dumnezeu să fie în mijlocul nostru și mai mult Dumnezeu să fie în inima noastră, în centrul ființei noastre. Haideți să stăm înaintea Domnului cu această cântare și apoi cu un moment de cercetare și de mărturisire. Amin. mărturisire înaintea Domnului. jumătate sau mai puțin, rui de la șept, ia din bucatele vele alese și bia Slavă Domnului, haideți să cântăm cântarea Cei care puteți să rămâneți în picioare și aveți libertatea Puteți să o faceți, cântăm cântarea la tine Vin și îmi cer iertare Dacă vrei să îngenunchezi în timpul acestei cântări Fii liber, dacă vrei să rămâi în picioare Cei care puteți, vreți să stați jos Puteți să o faceți liniștit Important este omul nostru din lăuntru Să se închine, să se curățească Și să stăm înaintea Domnului sfânt, curat și întăriți de el Binecuvântat să fie Domnul Haideți să cântăm cântarea aceasta. în continuare cântarea Chiar de s-ar clătina pământul și marea în valuri de ar spumega Dacă vrei să rămâi în picioare să ai toată libertatea Dacă vrei să te rogi în timpul acestei cântări roagăte, te Domnului, dacă vrei să ridici o mână Domnului, ridică una, ridică două Dacă vrei să verși o lacrimă înaintea Domnului, Varsul. Nu sunt oameni care să te judece aici, nu sunt oameni care să râdă de tine Noi suntem aici să ne vărsăm Durerea inimii înaintea lui Dumnezeu. Fă o ca Ana în scriptură care a stat în templu și a mărturisit Domnului tot ce avea pe inimă și a plecat din locul acela iertat, a plecat din locul acela întărită și a plecat din locul acela cu promisiunea lui Dumnezeu că Dumnezeu o binecuvintează. Hai să cântăm cântarea aceasta, apoi Mihai ne va da următorul îndemn la rugăciune.

Iisus e același, rămâne neschimbat. Slăviți să fie Domnul că nu se schimbă, ar fi groaznic să ai un Dumnezeu care are mofturi. Astăzi vrea să te ajute, mâine nu știi dacă vrea să se ajute. Dar Dumnezeu e același care vrea să ne ajute și astăzi și cum cea și Cristian venit să ne lăsăm oful, durerea înaintea Lui și să fim atinși de Dumnezeu. Eu am o convingere că Dumnezeu e un tată bun și dacă își împlinește voia în viața mea astăzi, o să fie bine. Și dacă rămân cu planurile mele, nu o să fie la fel de bine. Dar dacă Dumnezeu face ce și propune astăzi, dacă eu îl las și dacă dumneavoastră îl lăsați în viață și în adunarea asta, să facă voia Lui, Ca așa ne rugăm la Tatăl nostru la rugăciune, ce Tatăl nostru care ești în ceruri, facă-se voia ta precum în cer, unde este foaia lui Dumnezeu perfectă, așa și pe pământ, adică în viața mea și în viața ta. Domnul să ne ajute. În 1 Corinteni 12, de la versetul 1, zice așa, În ceea ce privește darurile duhovnicești fraților, nu voie să fiți în necunoștință. Când erați păgân, știți că vă duceați la idorii cei muți după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul Lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune altuia să vorbească despre cunoștință datorită acelui duh, altuia credința prin același duh, altuia darul tămăduirilor prin același duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același duh care dă fiecăruia în parte, cum voiește, slăvit să fie Domnul, care își face lucrarea. Și în 1 Corinteni 14 1 zice așa, urmăriți dragostea, umbrați după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. M-am gândit că o trecut o vreme, de când n-am auzit să facem noi o rugăciune, ca Domnul să lase și să crească daruri în mijlocul nostru, după cum voiește El. Să spunem, Doamne, noi vrem să lucrez în biserica asta după cum voiești Tu. Astea nu sunt cuvinte pe care le spun numai așa, să dea bine. Chiar îmi doresc ca Dumnezeu să schimbe ce trebuie schimbat. Dacă trebuie schimbat, cu siguranță că suntem oameni și mai avem ceva de schimbat. Ce trebuie schimbat ca Dumnezeu să schimbe? Să lase darurile care lipsesc pentru zidirea adunării, să lasă peste noi fiecare oameni care să slujească prin Duhul lui Cel Sfânt. Dumnezeu ne zice să căutăm, să le căutăm. Și eu le-am căutat cam puțin darurile în ultima vreme. Așa că aș vrea să ne rugăm, Doamne, lasă daruri în mijlocul nostru, după voia Ta, ne rugăm cu credință ca Dumnezeu să-și împlinească voia în mijlocul nostru. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. nu-ți pierde nădejdea, zice Domnul, Kent Aveli, așa dai, că am coborât în mijlocul tău ca să te întărez, ai privit înspre vremurile care sunt și ai spus de multe ori, Doamne, ce va fi de copiii mei, ce va fi de soțul meu, ce va fi de soția mea, era de așa dai, și iată, ești cuprins de îngrijorare și de frică și radia așadai, și lacrimile curg. În dimineața aceasta vreau să-ți ridic privirea înspre mine, zice Domnul, că eu sunt în mijlocul tău și vreau să te izbăvesc. Ezai, te grivi așa dai, ți-am încredințat lucrarea aceasta de mijlocire, să nu te oprezi, zice Domnul. El, gatire așa dai. chiar dacă spui, domne, de atâți ani stau înaintea ta și nu văd nicio izbăvire, Viu sunt, zece Domnul, că tot ceea ce ai adus înaintea mea era diasada, îi notat, zece Domnul. Dar mai e puțină vreme în care tu trebuie să te lup, zice Domnul, El sadiria, așadai, rămâi în continuare cu privirea îndreptată înspre mine, zice Domnul, și nu privi la valuri, nu privi la îngrijorări, El are gradia, dai, și nu privi, zece Domnul, Kendavilia, așadai, în lumea aceasta, Kenadia Zartozmenagadi, așadai, că iată, voi aduce băvire și voi schimba, zice Domnul. Sunt unele suflete care de mult îți departe de mine, zece Domnul. Și în dimineața aceasta am decis în dragostea mea, zegrai dovile, dai să-i întorc pe unii dintre ei acasă, zece Domnul. El sandiri, așadai dar tu să mijlocești în continuare, zece Domnul. El e în iată, această lucrare îți revine la unul fiecare, zice Domnul. Stai pe genunchi pentru cei care s-au depărtat de mine și vei vedea cu ochii tăi de la mine la mare, la tânăr, la bătrân, că eu, Domnul, am să aduc din nou în locul acesta, event amenagobe așadai. Iată, am privit în dimineața aceasta și înspre rugăciunea ta, porleze, zice Domnul, el adia zand amenagade așadai și a fost o rugăciune plăcută mie, zice Domnul, că iată, am văzut suflete care s-au zdrobit, zice Domnul, am văzut inimi care au plâns și s-au recunoscut, am văzut persoane, zenavele grade așadai, care au lanțuri grele și au spus în dimineața aceasta. Asta, Doamne, numai la Tine am izbăvire. Viu sunt, zice Domnul, că voi zdrobi lanțuri în dimineața aceasta ca să-ți arăt puterea mea, să-ți arăt izbăvirea mea, zice Domnul, și să-ți arăt că eu sunt viu și sunt prezent în mijlocul Tău. Amin. care în dimineața aceasta spui că e ultima dată când mai vin în locul acesta că ai venit până acum și n-ai văzut nicio schimbare în inima ta, n-ai văzut nicio dorință nouă de a mai veni, viu sunt, zice Domnul, că am să-ți arăt puterea mea în dimineața aceasta, mă voi atinge de inima ta, zice Domnul, ca să cunoști că există un Dumnezeu care e viu și lucrător în toate, ersa direa caradia și dai. am văzut rana ta, zice Domnul, am văzut tristeța ta și am văzut, zice, neputința ta, zice Domnul, că ai fost în stânga și în dreapta ta, în lung și în las și ai căutat răspuns răspunsuri și n-ai găsit. Și ai venit în locul acesta și ai zis, Doamne, dacă există cu adevărat, te rog, atinge-te de inima mea să văd, să știu și să cred. Viu sunt, zice Domnul, că iată în dimineața aceasta, mâna mea mi-o îndrept înspre inima care mă cere, zice Domnul, și vei vedea cu ochii tăi când vei părăsi locul acesta, că era diazarta gobel, că inima ta îți va rămâne lipită de el și vei spune, plecând înspre casa ta, mai vreau să viu aici, că aici e Dumnezeul care e viu și adevărat. Amin. Hallelujah. last putere din puterea mea peste tine, Cherușa Braia, că ceată zice Domnul, te-am chemat la o lucrare sfântă, Cherușa Braia, și da, zice Domnul, ca să te întăresc, Cherușa Braia, ai nevoie, Cherușa Brai, și iată, zice Domnul, ce -ți cer într-o vreme ca și aceasta, stai, zice Domnul, la dispoziția mea, pune stim deoparte pentru mine, zice Domnul, căci iată Cherușa Braia, vreau, zice Domnul, pe Rușa Brai, să te ridic, zice Domnul, să te folosesc în lucrarea mea, zice Domnul, să te cresc, Kerușa Braia, într-un timp scurt, zice domnul, căci iată, Kerușa Braia, vremea s-a scurtat, zice domnul, rușa Braia, te chem, zice domnul, pe nume, Kerușa Brai. înaintează cu mine, căci iată, zice domnul, ți-am pus un ajutor potrivit, Kerușa Braia, de aceea zice domnul în această dimineață, cerem lucruri mari și îți voi da amin. Paz locurile pentru care David a fost lucrarea să. Pentru David Crișan, ne rugăm pentru el în continuare, Domnul să-l binecuvinteze pentru casa lui. Cântăm cântarea în fiecare dimineață, Doamne, noi înnoiești bunătatea ta în timpul acestei cântări, ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Și apoi sora Naomi va avea o poezie. bârfa. Mai rea decât fumatul, mai ieftină ca beria, și care îți pia șerpește, încet, încet, puteria. Aceasta este bârfa, păcatul cel suspus, să facem adunare și să-l vedem exclus. Iar dacă vreun frate va mai cânta la fel, vom spune fără milă, afară și cu el. Căci ea ne roade casa, încet ca igrasia, se toasă ca ciuperca și mândră ca prostia. Ah, arătați-mi unul curat de această vină să stea aici în față ca să ne dea lumină. Și tu nu te mai plânge că te-au vorbit de rău. Poate că meriți, frate, nu știe Dumnezeu? Și știi și tu că atunci, ba chiar și altă dată, ai pălmuit pe altul și acum îți iei răsplată. Iar dacă crezi, tale, că ești nevinovat, întoarce iar obrazul de lai și botezat. Iar tu, care într-una pândești cu sur la alții, mai bine taieți limba și mai iubește-ți frații. S-o tai atânc din carne, s-o din rădăcină, din inima lipsită de soare și lumină. De ce suplim ca musca prin apuri de gunoaie? Alungă-i la afară din odaie, Că trântorul de-i trântor, chiar de nu-ți face miere, El n-aduce în casă o altă neplăcere. Dar muștele îți purcă și mieria dacă o ai, De aceea bărfitorii nu vor intra în rai. Salviază-mă, Doamne, de lepra limbii mele, când nu se poate altfel îndeamnă cu nuiele ca să-mi trăiesc credința ca florile de stânci, să mă târă spre ceruri de-ar fi să urc pe brânci, spre ținta vieții mele, spre țara fără nori, unde nu vor vorberele și nici clebetitori. Eu voi vorbi de tine, de mila ta, te cruce, de calea fără seamă în ce în sânul tău ne duce, ca să mă satur, Doamne, cu armonia ta, și limba mea salvată, cântarea ei să-ți dea amin. Am o mare, mare bucurie astăzi să pot vesti cuvântul Domnului, deoarece în cursul săptămânii m-a frământat o temă și pe care aproape toate lucrările care au fost, au fost pe direcția asta. Că știi că Domnul o țintă, o direcție și nu lucrezi după capul tău, cum ești tu de deștept, ai așa o, un elan. Una e când eu îți deștept și fac și iese după deșteptăciune și alta e când știi că Domnul vrea să facă ceva. M-a preocupat săptămâna asta să văd cât de mult depinde viața de idealurile care le ai, de ținta care ți-o propui, ce scopuri ai pentru viață. Și pentru David zicea Domnul astăzi că <laughs> să vrei scopuri mai înalte, înseamnă că până ce ai vrut cam mărunte, așa-i? Și deci m-a frământat problema aceasta să văd cum e cu ținta aceasta a vieții, cum e cu scopul, ce obiective spui tu și ideea generală este că, de general, oamenii își propun lucruri mărunte, lucruri de jos, lucruri de pe pământ, lucruri trecătoare care... Și dacă sunt 100 sau 200 sau 1000 de ani, tot sunt lucruri reduse și nu țintesc la lucruri mari, care au viață și viață veșnică, care sunt temeinice și care au asigurarea că nu vor fi niciodată distruse. Am ales în sensul acesta, deși sunt multe pasaje care arată cât e de important ce țintă ai, Apostolul Pavel, la Filipeni acolo vorbește tare mult despre ținta lui și spune că eu și acum alerg spre țintă și ales să am un scop, nu am trei viața așa oricum. Și sunt aici legat în lanțuri și am un soldat aici care stă cu sabia să nu cumva să fug, dar eu n-am acolo, nu, el nu se poate lupta să-mi ia ținta. Dar am lăs pe Gedeon și aș vrea să citim cuvântul Domnului, să ne uităm, în sensul azi, să citim din Judecător capitolul 6, de la versetul 11. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sus din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Ebiezer, Gedeon, fiul său, bătea grâu în teasc ca să-l asculte din Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Prima lucrare a fost referire la viteaz. La viteaz, ați văzut. Domnul ne vrea să fim viteji. Gedeon i-a zis, rog, te Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ne se întâmplă toate aceste lucruri? De unde sunt toate minunile, unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisez părinții noștri când spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Spune Domnul, dar Gedeon i-a zis, rog te Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Și Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Amin. Mulțumim, Doamne, că în tine sunt puterile eterne și veșnice, puterile care au creat Universul, prin care ne-ai creat și ființele noastre, prin care susții ființa noastră și mântuirea noastră. Mulțumim că în Hristos este și puterea învierii, a mântuirii prin sângele Lui și a vieții veșnice. Glorie ție pentru aceasta! Ne bucurăm și astăzi să fim în prezența ta, în casa ta, în locul rânduit de tine, în care pregătim sufletele noastre pentru veșnicie. Mulțumim că ai gândit biserica ca locul acesta în care copiii ascultă doi și puși să se întâlnească, să se întărească și în care să lucrezi prin duhul tău. Lucrează la fiecare din inimile noastre întărire, sfințire și în mod special te rog și pentru mine să-mi dai putere prin duhul tău să pot vesti drept cuvântul tău. În numele Domnului Iisus ne închinăm și te lăudăm. Amin! Amin! Cupăm locurile! Deci, în esență, astăzi ne vom ocupa de ținta vieții, de scopurile, care mi este ținta vieții mele, ce mă aștept eu de la viața mea, ce îmi propun eu pentru viața mea. O las să meargă în voia sorții, ce a fi de alții, a fi și de mine, sau îți propui niște lucruri importante, lucruri importante. Și asta spuneau, domnul A văzut, zice, de ce vrei lucruri mici? De obicei, oamenii sunt mulțumiți cu lucruri mici, cu lucruri reduse, de ce? Le place confortul, efortul mai puțin, nu prea multă gândire, că să gândești bine e greu, și atunci sunt mulțumiți cu scopuri mărunte. Oare privește asta și pe pocăiți sau nu i privește pe pocăiți? Și pe cei din biserica Harului, privește și pe ei pe mine mă privește <laughs> și dacă sunteți oamenii care vă dați seama că un Dumnezeu mare ar fi așteptat de la noi să-ți faci scopuri mărețe, mai înalte. Și noi ne-am limitat că bine, ce călduță, așa și ne-am oprit aici. Acum, aici în fața noastră avem un, un personaj, Gedeon, așa, că ar fi după unul din interpretările cuvântului lui ebraic, Gedeon ar fi un om al păcii, dar e chemat aici să facă la început un pic de război. Și acum aș vrea să vă spun că ceva despre problema noastră a vieții, cam cum stă viața, și aș vrea să pornesc de la faptul că Domnul a scos poporul Israel din Egipt, era robie, l-a dus în țara promisă, și în țara aceasta a promisă i-a spus un lucru, la capitolul 6, aici la versetul 10, partea finală. Deci eu, Domnul, citim de la început, de ce v-am zis. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să nu vă temeți de Dumnezeu a moriților a căror în țară locuiți. Dar voi, spune Domnul, aveți o problemă, n-ați ascultat de glasul meu. Și aici începe prin a vorbi textul despre faptul că după ce Dumnezeu face lucruri mari și uh, erau lucruri care numai El le putea face, deci nu erau niște lucruri îndoielnice, poate da, poate nu, Dumnezeul acesta aștepta ascultare. Aștepta ascultare. Domnul zice, dacă eu v-am scos din țara Egiptului și v-am dovenit că sunt Dumnezeul vostru, mă aștept de la voi să ascultați. Mă aștept de la voi să mă recunoașteți ca stăpân eu să fiu autoritate peste voi. Deci, viața noastră e foarte mult dependentă de ce șef avem. Pe cine recunoști tu că e șeful tău? Pe cine zici tu, eu ascult de cutare? Dacă asculți de un om, ăla e șef peste tine. Dacă asculți de un împărat, împăratul e șef peste tine. Dar problema noastră este alta. Noi ne drag cel mai mult de șeful numit sinele nostru. Și noi, eu am dreptate, lasă să știu eu, lasă să fac cum vreau eu, și ne place șeful ăsta, care se numește sinele nostru, e adevărat? Dar vreau să vă spun că sinele acesta este puțin informat, nu știe multe lucruri și este cel mai rău șef care îl poți avea de-a lungul vieții și cel mai mare dușman al tău. Șeful acesta numit sine, care sunteți conștient de faptul că, ascultând de sinele vostru, el șef păstă voi, ați dus-o cam rău până aici. Care sunteți conștienți? Destul de mulți, da? Deci, nouă ni se pare că știm foarte mult și din cauza aceasta, ascultând de sine și de sinele nostru limitat, facem ce ne place, cum ne place, sfidăm pe Dumnezeu, nu recunoaștem pe Dumnezeu și asta se numește păcat. Ce se întâmplă când păcătuiești? Efectul păcatului este pierderea libertății. Totdeauna. Madian n-a ascultat de Domnul, el scos cu putere mare, pus în țară, a izgonit pe toți. No, asta e țara voastră. Păstrați-o, Păstrați-vă libertatea și țara. Aveți o singură condiție, ascultați de șeful, ascultați de mine. Totdeauna aș vrea să vedem regula aceasta, regula vieții oricărui om de pe pământ. Dacă nu ascultă de Dumnezeu, orice om își pierde libertatea. Libertatea de a fi, a acționa. Și uitați-vă la orice păcat care în viața ta, noi le dăm pasta extremă, bei, fumezi, curvești, ce ăsta stăpânește peste tine. Orice păcat. Eu am pățit că la mine s-a stăpâni mânia. A fost un șef foarte rău. M-am gândit ce grozav e să fumăm mânii și când a ajuns mânia șef păstă mine, am ajuns la iuțime, la asprime, la așa, și știi ce rău e? ce rău -i? Să pare că tu rezolvi problemele. Cine, pe cine deranjezi? Nu pe ăla pe care te mânii tu rămâi răvășit, tu te distruși, tu pierzi libertatea și cu aia calculezi, lasă că mă întâlnesc rând cu viitorii, fac așa și așa și încep calcule și pierzi libertatea și pierzi bucuria păcii. Prin urmare, când sinele tău e șef, când tu păcătuiești, când tu alegi să păcătuiești, tu pierzi libertatea. Când poporul acesta a dus în țară, dată țara și n-a ascultat de Domnul, a pierdut libertatea. Acum, Domnul îi spune, îi spune că fii atent, fiți atenți, pierderea libertății este când mă schimbați pe mine pentru idoli. Să nu cumva să mă schimbați pe idolii amoriților și amadeaniților. Ăștia popoarele care, pe care au fost acolo aveau și ei credință în Dumnezeul lor. Dumnezeul lor era Bal, Astartea și ăștia sunt zei ai fertilității. Adică dacă vreau să rodească bine grădina, Duc, fac o la zeul acesta la altar. Dacă vreau să am copii, mă duc și mă rog acolo. Dar urățenia urățenilor este că la aceste temple ale acestor zei se practica și prostituția sacră. Adică acolo erau femei care uh, erau puse și care se practica această uh, prostituție religioasă sub numele religiei. Asta nu vă spun să vă îngrozesc, sau așa se întâmpla. Asta era practica lor. Și de la, în special în Babilon, era templul lui Marduc și acolo erau locuri speciale în care se practica treaba aceasta, asta era în Corin și așa mai departe. Și Dumnezeu zice, feriți-vă de asta. Aș vrea să vă uitați astăzi că suntem într-o lume în care se oficializează exact ce se întâmpla la Bal și Astartea. Asta de legi, guvernul și uh, am intrat și în comunitatea europeană, care știe foarte multe, egalitatea de gen și așa mai departe și libertate de toate felurile. Acum, noi nu mai deștept ca Dumnezeu. Eu, trebuie să, eu cred pe Dumnezeu și cred ce spune Scriptura și nu cred nimic din toate aceste amestecuri, ce confuzii care vor cei de la ora actuală să le aducă în capul nostru. Ce s-a întâmplat? Odată ce au început să se închine la bal, au pierdut libertatea. Să vedeți ce groznic e când pierd libertatea, cum e scris aici. Deci după ce semăna Israel, versetul 3, 6 cu 3, Madian se suia la Amalek și fiii răsăritului, și porneau împotriva lui, tăbărau în fața lui, nimiceau roadele țării, până la Gaza. Și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. Căci se suiau împreună cu turmile, și cu corturile lor soseau cu o mulțime de... Eh, calăcustele erau fără număr, ei și căminilor și veneau în țară ca să o pustească și așa mai departe și Israel a ajuns nenorocit. Observați, neascultarea, neascultarea de Dumnezeu, schimbarea stăpânului, schimbarea Dumnezeu cu Bali, iată ce consecințe are. Și asta este efectul. Au pierdut libertatea. Și ce care sunt nevoile cele mai mari ale noastre? Cele mai mari nevoi ale fiecăruia dintre noi în oricare timp este siguranța de viață și controlul lucrurilor. Siguranța de viață și controlul lucrurilor. Asta sunt cele două elemente importante ale libertății. Siguranță, siguranță și să ai controlul asupra lucrurilor. Când eram copil, îmi plăcea, mai ales iarna, că atunci erau mai lacome păsărelele, să prind și eu câte o păsărică. Nu să le omor, nu mi a plăcut să le omor. Dar îmi plăceau cum arată, așa, și prindeam păsărica și să o eu pe capul ei mă, ce să zbătea bătea păsărica. Și, fa, ce bucuroasă când deschidea mâna. Purr! De ce nu-i plăcea în mâna mea? Că eu mângâia. Eu vreau să-i dau mâncare, dar nu mânca, că era, ceva era cu ea. De ce credeți că nu mânca și de ce să-ți bătea să plece? Că doar eram un bun vrea libertate. Adică nu era sigură în mâna mea, deși eu o țineam bine acolo, nu? N-avea siguranță? Și ce nu avea? Nu controla ea lucrurile, le controlam eu. Totdeauna libertatea este legată de această siguranță și control. Siguranță și control. Totdeauna când păcătuiești, dispare siguranța vieții tale și și controlul. Au început Israel să păcătuiască și Dumnezeu a lăsat fără Dumnezeu, dispare siguranța, dispare controlul. Siguranța, venea ăștia ca lăcustele să ție greu, să ție vaca, să ție purcelul, purcelul nu, că n-aveau ăștia, mielul, să ție așa mai departe, până și spune că ce luau de acolo, luau și cămirile, măi, până și măgari. Acum, măgari, că e bine că ei, da. Până și măgarii luau și duceau. duceau. Măgarii era important atunci, era cam o Mercedes de astăzi. Bun, și acum, deci, reținem ideea. Pornim de, am pornit de aici. Problema noastră este aceasta. Siguranța, care ne avem nevoie și controlul, și noi punem pe sinele nostru, el să, fie, să ne asigure siguranță, și să ne asigure control. Și dacă păcătuiești, bagă de seamă. Orice păcat faci tu, orice păcat, îți ia și siguranța și îți ia și controlul. Și controlul. Ai copiat vreodată la școală? Ai copiat? Cum te acolo pe bancă? Sigur, așa, copiai așa de, de, sau... <fântuie> <fântuie> Observați când păcătuiești. Pierzi siguranța. Mă prinde? Nu mă prinde. Așa? Cine nu mă prinde? Stăpânul. Totdeauna când tu păcătuiești, aș vrea să știi că Biblia spune clar, ai probleme cu stăpânul și marele nostru stăpân este Dumnezeu și suntem în lumea Lui și totdeauna avem probleme cu Dumnezeu încât David zice, împotriva ta și numai împotriva ta am păcătuit Dumnezeule. Orice păcat este o ofensă în lumea Lui Dumnezeu. Acum, Aici avem pe Gedeon în mijlocul acestui atac și să vedeți ce problemă apare. Gedeon, ultimul băiat dintr-o familie săracă, spune el aici, o familie modestă și în casa tatălui său, ce credeți că era? Altarul lui Bal și stâlpul Astarteei. Spune mai încolo despre asta. Adică în casa tatălui său era mediu cel mai infect. Și te aștepta că într-un mediu atât de infect, totul e corupt. Și culmea e că nu era așa. Primul lucru care s-a întâmplat la, la Gedeon este că n-a crezut în bal și în Astartea, și a intrat chiar în conflict cu părinții, cu tatălui. Și prima problemă grea când tu alegi pe Dumnezeu este că intri în conflict cu tradițiile, cu tradițiile vremii, cu cei din jurul tău. Eu când m-am pocăit, am intrat imediat în contradicție, cu neamurile, cu așa, toți, toți s-au supărat. Azi, săptămâna trecută am avut o scenă interesantă, s-a pocăit unul acolo, la Valea Verde, și aia de la serviciu a început să râdă de el, știi? Intri în conflict cu toți, va, ce te bucăit, așa, de acolo te duci, tu știu eu cu cine te întâlnești, noaptea și așa mai departe. Nu știți cum zic oamenii, aceste bazaconii la adresa noastră. Și se duce el la să-și cumpere la prăvălie și acolo lângă el era, cum e acum mai nou, ca omul să aibă trecere, pune aici mâncare și pâine și aici pune băutură și două, trei scaune. La scaune erau vechi prieteni și colegi. Hai mă încă vă să-ți dau un păhărel, știi? Și el zice, măi, vreau să vă spun că dacă m-am pocăit, eu nu mi-i beau, mă. nu ai, mă, că -i... știi tu cum e și... Și tot așa, el tot îl tachenează și și doamne, ce să fac eu, ce să le spun eu? Măi, fii atent, dacă toți vreți să-mi dați un pahar de ceva, dați-mi suc, așa îmi place de tare și nu-i dau da nimic, niciun suc. <gătări> Înțelegeți că acum e treaba. Ca să te ademenească și să te pună să păcătuiești, așa? Da? Dacă e vorba să plătești ceva care și place la celălalt, nu. Adică intri în conflict. Gedeon era în conflict cu, cu familia lui. El nu credea în bali, nu credea în asta tea și din cauza aceasta vine Domnul și apare aici primul, prima, prima intervenție, la 12, zice, s-a arătat Îngerul Domnului și a zis, Domnul este cu tine, viteazule! Eu m-am gândit, de ce poate fi viteaz ăsta? Să știți că cea mai mare vitejie este când înlături pe Dumnezeu străin. Când nu-ți mai pasă de ce zic oamenii și zici, mă, Dumnezeu e Dumnezeu, atunci ești vitează. Unii sviteși, spune Cartea Sfântă, la pahar. Sviteș Și Domne, fier, zice, ea care sviteș așa și care stau nopțile, care pierd nopțile pe unde nu trebuie. Și de data aceasta, iată, un om viteaz. Domne, el a reușit să se desprinde de concepția familiei, de concepția mediului. Toți acolo vecinii lui, prietenii lui, toți făceau asta, mergeau la bala, la startea, era și mai tânăr, îți dai seama, cel mai tânăr de acolo dintre frații lui, și îți dai seama că la tineri este și o provocare a sexualității. Și nu știm cât și cum, dar era o foarte mare provocare să te desprinzi de tot mediul acela infect. Și Domnul ne rugăm și ați văzut de ce ne rugăm și vă rog să insistăm în rugăciunea aceasta, Domnul să ne păzească copiii și tinerii noștri în acest mediu foarte infect. În care, Doamne, pe toate liniile suntem tracasați și oferiți și explicați și uh, puși profesor, să-ți explice cum să păcătuiești bine, fără urmări și așa mai departe. Sunt o, o echipă întreagă, zeci, sute de oameni școlarizați cum să învețe copiii noștri și să păcătuiască. Doamne, ferește-ne! Dacă nu strigăm la Domnul să știți că un, unii nu vor rezista la treaba asta. Și acum, în fața acestui mediu, ăsta e Domnul te consideră un viteaz când tu te desprinși de lumea păcatului, de cei ce practică păcatul, de cei ce se închină la, idoli. Când tu faci prima desprindere și nu mai vrei să spui ca ei și vrei să spui ce zice Dumnezeu, asta e prima vitejie. În rest, lasă cu vitejile mai slab, lasă-o jos, nu fi așa grozav. Dacă n-ai biruit păcatul și nu te luți pentru asta, nu ești viteaz. Dar când tu recunoști pe Dumnezeu, începe vitejia ta. Vitejia omului nu este când este fără Dumnezeu, ci când este cu Dumnezeu. Acum, întrebarea este, dacă tu hotărăști să crezi în Dumnezeu și zici, da, este Dumnezeu, mai ai probleme sau din moment ăsta să gata toate problemele? Problema este că și atunci când tu crezi în Dumnezeu, mai ai de luptat. Adică Dumnezeu nu zice, nu, acum dacă azi ai hotărât așa, de acum înainte pun o gardă și tu vei merge ca pe flori. Ca pe flor, ca la nuntă, pot, pe aici, flori, așa, cu vor. Viața nu e așa, după aceea, da? Așa, așa e cu, cu ziua anunții. Și atunci, Gedeon are probleme. Și zice, no, dacă ai venit, foarte bine, că eu sunt frământat de niște probleme. Adevăratul creștin, să știți că este creștinul care mai are de rezolvat probleme și care își pune întrebări, care are neclarități. Și Gedeon era în confuzie, era fricos. Uite ce spune. O, dacă tu ai venit și ești din partea Domnului, pentru ce ne se întâmplă lucrurile acestea? Unde sunt minunile și așa mai departe? Confuz. a văzut, uite ce se întâmplă aici, așa. Și el nu-și putea explica. Nu făcea legătura că are neascultarea de Dumnezeu ca și consecințe ceea ce se întâmpla în jurul lui. Nu putea face. Era în, în, în mintea lui neorganizate lucrurile. Și Dumnezeu, la un viteaz de felul ăsta, care vroia și își punea întrebări, se prezintă. Aș vrea să știu un lucru. Dacă a început vitezia ta și zici, mă, este Dumnezeu, și dacă mai ai probleme și mintea ta încă nu ți, nu -ți clară cum e să știi, roagă-te că Dumnezeu se prezintă la... și să-ți rezolve confuziile. Ați înțeles ce vreau să zic? Mai repet o dată. Dacă ești creștin, ai probleme, ai întrebări. Sunt o serie de lucruri care nu merg cum te gândești tu. Merg altfel. Sunt probe. Iacov spune că să vă ferici, ferici, de voi când treceți prin felurite încercări. Sunt încercări. De ce? Prin aceste încercări se formează persoana noastră, personalitatea noastră. Omul, omul acela care va rămâne pentru veșnicie se formează prin probele vieții. Vezi, pot fi probleme. Dacă te întreb și spui întrebări, de ce așa, cum e așa, cum de, a, suntem în situația asta, lui Dumnezeu îi place foarte tare. Și lui Dumnezeu nu îi place deloc de omul care zice, mă, dacă ai musă, ai musa, așa rămâne, cea fi de alții, a fi și de mine. Cei mai mulți oameni sunt cu ideea aceasta și întâlnesc cu confuzii la cap și care le lasă așa, dar nu, la, nu recunosc pe Dumnezeu. Întâlnesc cu oameni care sunt atei. Ce, de ce ești ateu? păi eu nu înțeleg e ce, dacă Dumnezeu, Dumnezeu, de ce, ce suferă? Suferă copii mici, suferă a, boală, suferință, ce? Confuzie în cap. Păi confuzia vine, întrebările vin, întrebările, întrebările normal să se le pui, și e normal să și le pună, dar depinde la cine le pui. El mi le pune mie când se întâlnește cu mine creștin ca să mă încurce pe mine. Dar de ce nu le pune la Dumnezeu? Că pe el nu îl încurcă. Înțelegeți? Pe noi ei crede că dacă îmi spune mie, mă face să tac din gură. Și când încep să explic puțin, tăi că cu suferința, suferința asta e cel mai mare profesor din lumea asta. <laughs> că ăsta te învață multe lucruri, nu este niciun academician mai mare. Atunci încep să schimbe lucrurile și când viața nu-i gândită doar aici, acum și nu există viață veșnică. Dacă viața e numai aici, atunci e o mare, o mare urâțenie suferința. Cum lasă Dumnezeu suferință pentru 80 de ani, după aia la cimitir, gata, s-a încheiat. nu-i bine, dar dacă <laughs> iese dincolo și din cruce, <laughs> Crucea se cu dimineața învierii. vieri. oh, oh, oh să schimbă lucrurile, să schimbă lucrurile. Golgota are o mare, o mare demonstrație a ce însemnează să-L iubești pe Dumnezeu, inclusiv cu sacrificiul vieții. Asta e un lucru foarte mare. Și acum, iată-l pe Gedeon, deci punându-și întrebări. Rețineți, vă rog, mintea care își pune întrebări se mișcă. Gândirea noastră este chemată să lucreze și lucrează prin întrebări. Iisus a pus 182 de întrebări în Evanghelie. I-a întrebat, i-a mișcat, întreabă-te, nu lăsa să zici, așa e viața, e la o zi la alta, servici, mergi, vii, oboseală și așa mai departe și te alegi cu truda zilei. Nu, tu trebuie să te alegi la sfârșitul zilei cu o nestemată în caracter în care ai pus răbdare, ai pus înțelepciune, să încheie cu mulțumiri, slăvi să fie, să fie tu, Doamne, și astăzi ai fost cu mine. Slăvi să fie, Domnul, că tu n ai abandonat lumea. Nu mi se pare mie bine că acolo o mers așa, ăla am o păcălit, la așa. Doamne, dar tu ești Dumnezeu și tu toate lucrurile le vei face să unească împreună, cum zice Pavel, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce se încred în el. Și atunci, <coughs> În sensul acesta, aș vrea să vedem aici că Domnul îi răspunde. Domnul s-a uitat la el și a zis așa. Nu ți clare treburile astea? Vrei să le clarifici? Vrei să clarifici lucrurile astea? Gedeon, mie mi îmi place că ai pus întrebare, dar auzi, eu vreau să-ți explic cum să procedezi ca să rezolvi problemele. Și atunci a zice, uite care e problema nu cumva să crezi că eu, Dumnezeu, rezolv problemele când tu stai, lenevești, pasiv, dormi și aștepți ca păcând e din somn, eu, Domnul, am rezolvat problemele și atunci tu zici numai, slavă ție, Doamne, că ce minunat lucrezi tu. Gedeon, eu nu lucrez așa. Dar cum? Zice, auzi, implică-te, tu personal, implică-te și du-te cu puterea aceasta pe care o ai și îți pe Israel din mână. Punct și virgulă. Mă opresc aici. Gideon, n-am răspunsuri pentru pasivi. N-am răspunsuri pentru leneși. N-am răspunsuri pentru atoștiutori eu am răspunsuri pentru cei ce, cu câtă putere au, pornesc la drum. Cine bate, se deschide. Cine caută, găsește. Domnul nu promite nicăieri în Scriptură că le dă pasivilor. Deci astăzi spunea că unul dintre cei ce sunt aici au venit, nu știu, mă mai duc și eu astăzi la biserică. Faptul că ai venit astăzi este un semnuț mic, că totuși ceva mai vrei. Că mai ai niște întrebări. Aș vrea să spun astăzi, implică-te. Pe direcția care zice Domnul, o să vedem pe ce direcție să dă Domnul răspunsul să schimbă lucrurile. Dar să nu cumva să credeți că tu stai pasiv, nu te întrebi, după care nu-L alegi pe Domnul să zici, Doamne, nu știu aia, nu cunosc aia, nu te rogi, nu cauți pe niște oameni care au avansat pe linia aceasta, cum cum spuneți în Noul Testament, caută că, niște oameni de bine care merg pe calea lui Hristos și ascultă și urmărește și a pildă lor. Nu va da Domnul răspuns pasivilor. E clar? De ce a făcut așa Domnul? Eu zic că a făcut foarte bine. Numai în zonele unde am fost activ, am acționat și m-am dus, am progresat. N-am progresat deloc în muzică, ca știu că nu prea ai urechea bună, dar cred că m-aș fi, cânt, fi cântat și eu cumva. N-am progresat, n-am activat, n-am progresat, nu s-a format nimic. De aceea, vrei să crești, vrei să să-ți vă ție domnul, el zice, vreau o grădină afânată, vreau să pun sămânță într-un pământ afânat și pământul să afânează prin căutare, să afânează prin implicare, prin te duci și faci. Atunci are Domnul unii, pune, unii să sămânță. Dar un, un om cu mintea liniștită, așa o tehnită bine și care vrea să rămână liniștită, ce se dea? Ce se dea? Zice în proverbe, zice, Domnul ar vrea să dea înțelepciune prostului, dar nu are unde o pune. Ați înțeles ce zice Domnul? aș vrea să-i dau prostului înțelepciune. E bine să-i dea înțelepciune. Are Domnul gând bun. Are gând foarte bun. Dar de ce unii s-o pun? Că n-am unde pune. Deci dacă stai pasiv și stai indiferent și te plângi că la tine nu și Domnul nu-ți răspunde și așa mai departe, că eu trec prin greutăți, ești ca și Gedeon aici, confuz. Și atunci vine Domnul și spune un lucru. Schimbă-ți perspectiva vieții. Cum? Dar cum să mi-o schimb, Doamne? Tu mă trimiști și zici, implică-te și dar ce rost are să mă implic? Partea a doua a versetului. 14. Oare nu te trimit eu? Partea a doua este secretul. Poți să te dai peste cap fără Dumnezeu. Dar Domnul zice, implică-te cu puterea cât o ai, căci eu sunt cu tine. Aici e măreția. Gedeon, cu puterea care o ai, dar nu cumva să te mai duci cu ambiții personale. Eu ți-am spus că tu ai, ai, o vitezie, deja ai biruit niște lucruri, N -ai, fost, ai biruit chiar și concepția fraților tăi. Și chiar ai fost de acord să te opui la credința lui tu. Dar de aci încolo, eu te trimit și șeful tău de azi înainte sunt eu. Și atunci aș vrea să vedeți ce se întâmplă mai departe. Ghedion totuși mai are. Deci se vede că dacă stai multă vreme în îndoieli, stai ani de zile, tot așa, șovăi, bancoși, bancolo, oare să fac, oare să nu fac, să știi că te îmbolnăvești de -a și rămas și Gedeon șapte ani, că spune că șapte ani au fost treaba asta, după șapte ani de amânare și de așa mai departe și de încălceală, da, da, cu întrebări, și da cu întrebări. După șapte ani, el era acum șovăielnic, îndoielnic și nu... Deci credința lui nu mai funcționa bine, nu putea avea încredere, nu putea avea încredere. Și atunci a zis, rogu-te, Domnul meu, bine, mă duc cu puterea mea, dar zice, eu sunt sărac și sunt cel mai bine din casa tatălui meu. Dacă stai în îndoieli, nu te încrezi în Dumnezeu, încep să fii complexat. Zice, nimeni să n-aibă despre sine, spune Pavel, o părere mai înaltă decât se cuvine. Încep să ai mai jos de se cuvine. Eu sărac, alții pot, e vorba să te implici într-o lucrare de dărnicie, să dea aia care au, ești în stare să... Să cheamă să fie implicat în lucrare. Am văzut aici când se pe la biserică și pe... de la biserică am chemat pe unii. Prate, eu sunt acum pensionar, mi-am terminat, nu mai vin. Și găsești tot felul de justificări să nu te implici. Te îmbolnăvești de inactivitate. Te îmbolnăvești de lipsă de acțiune. Nu vrei să faci ce spune Domnul. Face ce vă spun eu. Scriptura este plină de dute, fă, dute, nu sta, nu fi pasiv. Dacă n-ai făcut și ai stat ani de zile așa în pasivitate și vine, vin eu acum la tine și zic, frate, auzi, n-ai vrea să vii la cercul de rugăciuni, n-ai vrea... frate, de eu sunt ocupat, am serviciu, n-am când, n-am cum, așa, și îți găsești, te-ai îmbolnăvit. Te-ai îmbolnăvit de amânare, se numește in instabilitate, instabilitate psihologică. Nu mai e stabil, ești confuz. De aceea, dragii mei, când ai înțeles adevărul, nu amânați, nu amânați. Astăzi, dacă Domnul îți vorbește și te uiți pe... așa a scris este exemplu în Scriptură. Dacă azi înțelegi cum te distrugi tu pe tine prin nesiguranță, inactivitate, prin îndoială, prin confuzie și stai așa în confuzie ta, nu lămurești problemele. Lămurește-ți toate problemele. Domnul zice, așa de tare rămurea, știți că dacă nu, atunci tot în lume, dacă ești, o, oh, dacă ai fi rece. <gânghe> Domnule, fi rece și nu așa, 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 așa. Nu sta în, această, în, acest căldicel. Căldicelul este foarte periculos. Și săracul, săracul, Gedeon și el era după șapte ani și el acolo avea greutăți. Dar Domnul nu s-a suforat pe el, pentru că era sincer. Și îi spune, îi spune, încă o dată versetul 16. Du-te, înțelegi odată, eu sunt cu tine. Bun, mă duc, dar ce să fac? Primul lucru care să-l faci, să nu te apuci, să luți pentru libertate. Tu devii liber când mă alegi pe mine și ești de acord să mergi în numele meu. Tu vei fi primul om liber din Israel care luptă pentru că mai ales pe mine. Înțelegeți? Tu ești primul care dopânești siguranță și preiei controlul asupra lucrurilor. De ce? Crezi că eu dau siguranță, crezi că eu am controlul și dacă eu te trimit, așa va fi. Vă recunoașteți aici sau nu? Astăzi Domnul spunea că unii aveți frică, unii aveți îndoieli, unii aveți îngrijorări. De ce aveți frică? Pentru că credeți că Dumnezeu v-a uitat. Credeți că Dumnezeu, nu mai știe, vă a abandonat. Credeți că Dumnezeu, atâtea evenimente vi s-au întâmplat, nenorocire cu una, bolă, poate suferință, poate pierderi financiare, poate ați pierdut serviciu. Doamne, pe unde ești? Pe unde ești? Eu sunt cu tine, dar ai nevoie de a ajunge până la porci. Că acolo îți vine mintea la loc și se creează mediul de decizie. Abia atunci, acolo la porci, vine mintea la cap, la fiul risipitor, a fost momentul, pragul ăla de conștientizare, pragul ăla când zici, de acum înainte Dumnezeu, Eu un prag. Eu văd pe foarte mulți oameni și au și dreptate unii. Zice, măi, dar hai la Domnul și văd că crești și tu în ce nu mi a sosit vremea. Cred că este un prag. Dar tu amâni pragul acela prin nesiguranță, prin incertitudine, prin așa, complacele, prin confortul tău, tu la mâi. Dar există un prag de decizie, că băi, o, mă opresc odată. Această indecizie, aceasta îți macină personalitatea, caracterul și te face să fii un caracter nehotărât. Și de Gedeon zice, nu, no, bun, dacă zici tu, mă duc. Dacă tu vii cu mine, mă duc. Dar ce să fac prima dată? Prima dată știi ce faci faci ce s-a întâmplat cu tine din cauza asta a și venit. Tu n-ai mai crezut în bal și în asta te Te duci la taică tu acasă, poate că era pe în altă parte acolo, să ascunsese cu undeva, să, ceva grotă, să macine ceva greu, să ascundă. Te duci la taică tu acasă și tai în bucăți pe bal. <laughs> tai stâlpul Astarteiei și îi dărâmi altarul. Acum era o problemă. E o problemă că dacă tu te duci la ceea ce un sat întreg, o cetate întreagă iubește și merge acolo și părinții tăi așa, și tu te duci și faci gestul acesta, păi, e o problemă de curaj. Este Gedeon este, un om curajos? Este viteaz? începe să vedem că, într-adevăr, când Domnul a zis, du-te viteazule, au avut la cine zice viteaz. Eu astăzi ar vrea să te întreb pe tine și mă întreb pe mine, sunt eu viteaz? Ești viteazul Domnului? Ești gata să te duci în lume? Dacă o zici Domnul, așa mă duc. Vitejia noastră ține de Domnul, nu <laughs> e de grozav. Oricine e fi, poți să fii geniu. Vitejia ține de Domnul. Și omul acesta care L-a luat pe Domnul și a zis, Domnul, du-te că Omul ăsta a fost viteaz. Și a zis, mă duc, dar cum să mă duc? Totuși, dacă mă duc eu ziua, mă apuc eu de spartă asta, dar o să întăpărască -mi pe mine. O să vină și, nu, dacă sunt 2, 3, 10 acolo, așa să încăirează și eu sunt unul singur acolo, sigur că nu rezist la așa. Și și au făcut o strategie. Dacă Domnul spune ceva să faci, atenție, trebuie să-ți faci și o strategie. Și Domnul e de acord cu tine, dacă gândești logic, cum să împlinești ceea ce își cere el. Și spune că el a ales strategia asta. S-a dus noaptea, a luat pe cineva, așa, și noaptea s-a dus și a dărâmat altarul. Când Domnul ne dă porunci, de exemplu, noi ne-am rugat luna asta, Doamne, dezvoltă în biserica noastră Puterea de evangelizare. Să evangelizăm. Este o poruncă Domnului? Mergeți și vestiți Evanghelia. Este o poruncă însoțită și de o făgăduință? Eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Bun, acum tu ești evanghelistul. Ne-am rugat și aici și acolo spune. Mergeți și încredințați la oamenii din credere. Versetul anului trebuie să-ți faci o strategie? Te duci, vrei să vorbești cu vecinul tău despre Evanghelie? Doamne, să am, tu îi vorbești. O strategie. Mă rog, Doamne, dă-mi înțelepciune cum să vorbesc cu el. Și te duci tu pe el și încep tu cu, nu ții cont de Domnul, încep tu cu metoda ta și îl bombardez. Băi, creștine, mă, tu ești ortodox sau tu ești ateu. Bă, nu te-ai săturat de ortodoxie. Bă, vinul la noi, biserica noastră e singura care dă mântuire. Ai câștigat ceva? Tot ai pierdut. Dar dacă te duci și vezi și ești gata să asculți ce probleme are omul fără Dumnezeu. Că dacă el nu-l are pe Dumnezeu, să știi că are probleme. Și-au pierdut libertatea. Sigur are pierdută libertatea. Sigur. Și atunci, în loc să te duci acolo, te duci să vezi pe unde s-a fisurat și diavolul a câștigat teren și îl controlează. și a pierdut libertatea din cauza păcatului. Și vezi ce poți face acolo. Și îl întreb, uite, în zona aceasta, poate că acolo are probleme cu banii, cu alcoolul, cu poate are probleme cu mânie, cu copiii lui. Vezi unii problema unde păcatul a adus fisurile și începe să, de acolo să vorbești, începe de acolo să pornești așa încât să împlinești o nevoie a lui. Până nu ești dispus să arăți că îl iubești și ești gata să îi împlinești o nevoie, nu o să te asculte pe tine cu Evanghelia lui Hristos. El vrea să știe că îl iubești și că cu adevărat este o soluție pentru el. Așa că Gedeon își face un plan. Și împlinește planul și l bine binecuvântat. Haideți, fraților, asta este o tema noastră foarte importantă. Să ne facem fiecare un plan, o strategie, cum să vorbim Evanghelia, să ajungă la inima celor la care le vorbim. Aici avem un, pe Timotei care s-a hotărât să fie așa și studiază problema asta. Și eu cred că Dumnezeu îl va binecuvânta. Să ajungi să vorbești Omul cu omul, potrivit cu nevoile, potrivit cu nevoile lui. Am văzut când am fost în, în oraș la evangelizare, că unii dintre cei ce ai și era și fete. Foarte bine au știut cum să intre în dialog, cum să ajungă la nevoia omului, la nevoia omului. Că deja tu vrei să-i spui, bă, tu ești prost, eu sunt deștept, să vreau să, să fii și tu deștept ca mine. Aia nu merge, aia nu merge. Ce nevoie are el ca tu să-i poți ajuta în nevoia aceea? Fă-ți o strategie și el își face o strategie. Și acum, după ce dărâmă balul, balii aceștia, <coughs> dintr-o dată s-a dus vestea despre Gedeon. Cine este Gedeon? Aici, interesant, că dacă a făcut lucrul acesta și a făcut fiul cel mai mic, interesant că tata lui, în final, o sta și judecat. Nu acum ce să fac? Eu l-am lăsat aici în casă și mă gândesc -o că așa s-a gândit. Mai de când în casa mea balul ăsta și-a pe aici au început să vină de pe aici au început să fie una alta, o, o dute vino, dar oamenii nu și-au rezolvat problema. Recoltele n-au madianiții îmbiruit, ma, zeul madianiților și ăștia, șeful madianiților, au venit acum peste noi și ne, ia recolta. Mă, nu e regulă cu balul ăsta. Și atunci au venit oamenii să-l întrebe cine a făcut. Gedeon, băiatul, băi, scoate pe, bă, pe Gedeon aici la noi. Și eu a spune așa, dacă bal e un Dumnezeu, concluzie logică, înseamnă că vine să judeci. Să se apere el dacă e Dumnezeu. Pe așa mare Dumnezeu bal și e o venită să și o tăia cu săcurea. Păi bă, dacă era Dumnezeu, nu putea tăia cu săcurea, nu? Dacă avea astartea și era zeiță și avea parul aici și o venit ăsta cu toporul și o tăia parul, păi să nu are putere. Să nu credeți în Dumnezeu care nu au putere ci în Dumnezeu care are putere, care are putere. Deci unii să țintești. Care e ținta vieții? Ținta vieții este să-L pui șef pe Dumnezeu și după promisiunile sale să te duci să dărâm toți, toți, idolii. Și cei mai grei idoli care tu să-i dărâm nu să ia de acolo, să ia din viața ta. Sunt lucruri la care tu ții și Dumnezeu nu-i nu recunoște autoritatea peste tine că domină păcatul respectiv. Dacă ești dominat, de exemplu, de sexualitate și n de Dumnezeu, autoritatea este sinele tău care preferă plăcerea, la idolul tău. Orice lucru care ia autoritatea lui Dumnezeu și prefer lucrul ăla în locul lui Dumnezeu, este clar că la idol. Idolul nu este neapărat făcut din cioplit așa. Idolul este ceea ce înlocuiește pe Dumnezeu în mintea ta și în inima ta ăla idol. Poate fi copilul tău. Am văzut e, oameni și am văzut chiar și la noi la adunare pericolul acesta, părinți care fac din copil idol. Dacă ai spus ceva de copil, ce ai cu copilul meu? Păi mă, copilul tău nu e idol. Copilul tău la vreo 10-20 de ani, cam 20 de ani, așa în jur de 20 de ani, ca să-l înveți cum să îl iubească pe Dumnezeu și să fie copilul lui. Tu nu-l ai pentru o veșnicie, copilul tău este împrumutat pe vreo 20 de ani. Cea să nu s atingă nimeni de el. Că dacă tu îl protejezi și îl ții ca pe o roșu, o să iasă un pămpălău care tu dui la lucrul îl trimiți acolo, nu știe nici săpa, nu știe nici... Eu la tabără am întâlnit copii care nu știa mătura. Nu? Mătura așa, -a mătura pe acolo. Păi nici mătura, nu știu nici așa. Și cum să descurcă în viață dacă tu ce eu am fost, eu am fost așa de săra și am dus lipsă și na. Să aibă copilul meu. Nu, no, i să aibă cât vrei. La copiii mei nu le-am dat niciodată decât ce e mediu. Și dacă au avut pantofi, nu au avut pantaloni și așa mai departe. Ca să nu cumva să îi se să îmbuiecească și să iasă, a, ah, ce grozavis. Nu că n-am putut, puteam să le iau cele mai scumpe haine. Pentru ce? că și să se murdăreau, se rupeau și se orca la cap. Să orca la cap, că e grozav. Copilul trebuie să știe că este în rând cu ceilalți, nu e nimic grozav și mai. Nu merge la excesele acestea, că nu are rost. nu are rost. Așa că revenim aici, discutăm despre ce țintă îți propui tu în viață. Și aici, ținta vieții lui Gedeon s-a schimbat când Dumnezeu a devenit prima autoritate din viață nu poți avea o viață mai înaltă, cu o țintă mai înaltă, mai profundă, decât atunci când autoritatea supremă, care o recunoști peste tine, șeful tău suprem este Dumnezeu. De atunci începe vitezia, de atunci începe schimbarea, de atunci începe să se transforme viața ta. Și atunci, <coughs> Gedeon face lucrul acesta și îl călăuzește Dumnezeu, așa încât în cele din urmă eliberează țara. Și uitați-vă la el, asta, vă mai spun, cât de profund a fost el mișcat de faptul că tot ce s-a întâmplat în viața lui este datorită lui Dumnezeu. Lui intra bine la cap chestia asta. Deci nouă trebuie să ne intre bine la cap. Nu așa, teoretic, da, Dumnezeu e primul loc, Dumnezeu e șeful nostru, asta se raze. Astea sunt fraze. El s-a dus, a luptat, a biruit, a eliberat poporul și acum vine poporul la el și spune, auzi Gedeon, păi vitească tine, el avem nevoie, el avem nevoie. Hai să te facem împărat. Sună bine? Ha? Sună bine sau nu sună bine? Ai vrea să fii împărăteasă? Păstăm popor. Hmm? Dar cum vei dacă ar fi el, nu? Aia ți-ar place. Și dacă e Domnul cu noi, da, atunci e bine. Bun. Vine poporul și a, din, din inițiativa lor. Ei, de obicei, oamenii îți fac propuneri. Vor propune. Nu neapărat propunerile oamenilor sunt propunerile și ale Dumnezeu. Și atunci, uite, la 8 cu 22. Deci, bărbații lui Israel a zis lui Gedeon, domnește peste noi, tu și fiii tăi, și așa mai departe. Și tu ne-ai scăpat din mâna lui Nu, no, cum spune el? eu nu voi domni peste voi. Versetul 23. Nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci Domnul va domni peste voi. Punct. E clar ce a înțeles un om care a pus pe primul loc ținta vieții lui, măreția vieții lui, lucrurile cele mai înalte care le-a dorit el, cel mai înalt lucru din viața lui Gideon a fost Dumnezeu să stăpânească peste el. Mai mare că asta nu există. Spunem ce crede un om despre Dumnezeu și eu spun cine e. Cât de mult ascultă pe Dumnezeu și o spun cine e. Mă întreabă unii tineri, cu cine să mă căstoresc. Cu cine ascultă foarte mult de Dumnezeu? Și pe de unde știu? Nu se poate, dacă ai niște relații, discuți și nu te grăbești, că graba strică treaba, nu se poate să nu vezi dacă asculte sau nu ascultă de Dumnezeu. Cine asculte de Dumnezeu, o duci bine cu el. Că are șef bun. Are șef bun. Și cu cine nu, o duci rău. Din cauza aceasta, Gedeon vine și spune, vârful nostru ca națiune nu este să vă fiu eu împărat vârful ca națiune este Domnul să ne fie împărat. Ar putea suna și așa, vârful la biserica Haru, nu este ca eu să fiu păstorul ei. Vârful este ca Domnul să fie păstorul fiecăruia. Amin! Amin! Deci să nu plângeți după oameni, totdeauna să vă uitați. Rămâne Dumnezeu șef? Când apar lupte omenești și apar, da, eu să fiu primul, eu să așa, nu las, eu nu las, eu am scaunul. Nu mi-e Dumnezeu șef. Vrei tu să fii șef. De aceea slăvesc pe Dumnezeu că la biserica noastră nu s-a dus luptă pentru supremație de posturi. Și au înțeles și a tineri lucrul ăsta. Și nu, nu e văzut că vor așa, mă dea pe mine deoparte, să nu cumva să vă nu e de nimeni deoparte. Domnul ne-a dat o mare binecuvântare să vedem că lucrurile se rezolvă când Domnul este șef. Îl asculți, te supui și faci așa încât să faci cam fapte 15. S-a părut nimerit Duhului Sfânt și 9. Și asta a fost vârful cel mai înalt, ținta cea mai înaltă care a putut-o avea în viața un om. Rândul viitor o să ne uităm la ținta lui Pavel din Filipen 3 să vedem că și Pavel a zis, băi, dacă n-ai țintă bună în viață, o duci rău. Viața trebuie să aibă o țintă și să ai ținte mari, lucruri mari, să țintești la lucruri mari. Astăzi, deci, am văzut un lucru. Nu există țintă mai mare decât Dumnezeu să fie șeful tău. Nu există. Nu există. N-am văzut niciun om care l-a pus pe Dumnezeu șef și a dus-o foarte rău. A murit săracul rău și năcăjit, mai bine făceam altfel, asta n-am văzut. Dar am văzut mulți oameni care la sfârșit nu mă lăsați, nu mă lăsați, Uai, nu i-a trebuit Dumnezeu și viața s-a sfârșit într-un chin. Deci, astăzi aș vrea să înțelegem acest mare lucru. Cel mai mare lucru este să înceapă să fii viteaz. Viteaz înseamnă Dumnezeu este șeful meu. Dacă astăzi, până astăzi, n-ai fost în postura aceasta să te hotărăști, vreau să închei cu o întrebare de vitejie. <laughs> Domnul, toată săptămâna pe direcția asta am gândit, a văzut lucrările, aici sunt oameni care astăzi au nevoie de o decizie. Și anume, decizia în care să zic astăzi, nu mă opresc din tot încălceala asta, ba-i, ba nu ce întrebări încălcear, confuziile minții, mă opresc și astăzi vreau să-L aleg pe Domnul Iisus ca și Dumnezeu cel adevărat și mântuitorul meu. Este cineva care astăzi înțelege că trebuie să se oprească din confuzie și gănea la minții, încălcea la minții și el. Este cineva care vrea să leagă pe Iisus șef, pe Dumnezeu șeful vieții lui? Domnul să vă binecuvinteze. Care nu l-ați ales, este cineva care până astăzi nu s-a hotărât. Hotărăște-te, Domnul zice, nu pleca acasă, dacă ești unul care că nu mai vii. Nu pleca acasă fără Dumnezeu cel viu și adevărat. Nu pleca, că nu se mai bine nu cumva să crezi că te descurci mai bine pentru problemele tale, fără Dumnezeu ca și cu Dumnezeu. M-am dat săptămâna asta unul care zice, doamne, am intrat într-un conflict cu un vecin și sunt el la tribunal. Și după ce se gata la tribunal, să știi că vreau să mă botez și eu. Păi tu cum crezi că gaz probleme la tribunal mai bine fără Dumnezeu ca și cu Dumnezeu? Du-te acum, du-te și ce împacă de cu el, zic, bă, plătesc, hai să gătăm cu asta, că eu vreau să mă pocăiesc, să merg în cer. Nu rezolva fără Dumnezeu. Chiar crezi că tu rezolvi lucrurile mai bine fără Dumnezeu ca și cu el? Eu în viață unde am ascultat din Dumnezeu și am, am, am foarte bine și unde n-am ascultat, am pățit-o. Și slavă Domnului că o, o avut grijă să mă ajute. Este cineva care vrea să leagă pe Domn, Domn și Dumnezeu și până acum n-a hotărât. Nu este nimeni? Bun. Noi ceilalți, hotărâm să-l facem Domn și stăpân pe Dumnezeu până la sfârșitul vieții? Fiecare dintre noi, Domnul zice, dacă mă numiți pe mine Domn, faceți și voia mea și Domnul să ne ajute pe fiecare. Amin. Cu aceste cuvinte proaspete, zic eu, în mințile, în inimile noastre, clar că ar fi potrivit să, să ne rugăm ca Dumnezeu să le facă să rodească noi. Așa că haideți să ne ridicăm, ne rugăm așa cum Dumnezeu ne-a călăuzit și ne-a vorbit până acum. Și în aceste momente. Te rugăm să iei seama la deciziile care s-au luat în această dimineață în inimile noastre. În numele Domnului Iisus Hristos, mă rog pentru ca să sfințești aceste decizii. Ne rugăm ca aceste inimi care s-au hotărât pentru a lua în serios umblarea cu tine, pentru a le păda orice lucru firesc, să lași putere Dumnezească peste aceste ființe, peste fiecare frate sau soră care este aici sau acasă și hotărăște să se curățească înaintea ta lasă puterea ta de sus să fie la lucru. În numele lui Isus Hristos, orice legături păcătoase care mai sunt peste ei să cadă la pământ. În numele Domnului Isus Hristos, orice legături firești să cadă la pământ. Lasă ca păcatele lor să fie iertate, ființele lor să fie înnoite. Dă-le putere să-și facă obiceiuri noi. Dă-le putere să umble într-un mod duhovnicesc de acum înainte. Și harul tău, Doamne, să-i însoțească. Îți mulțumim că ne-ai vorbit și în această zi. Îți mulțumim că vrei să fii Domnul și Dumnezeul nostru, că vrei să faci din noi oameni liberi și să rămânem oameni liberi care să slujim din dragoste. Da, ajută-ne ca adunare, Doamne, să slujim din dragoste în fiecare clipă a vieții noastre. Noi Îți mulțumim, o Doamne, și pentru această zi și Te binecuvântăm. Ne rugăm o Doamne și pentru lucrurile care ne-le ai descoperit astăzi. Mulțumim că ai fost și că ești cu noi ca un viteaz. Slăvit și binecuvântat să fie în numele Tău. Vrem să intrăm sub ocrotirea Ta, de aceea Te rugăm pă păzește ca familiile noastre, casele noastre. Lasă protecția sângelui Tău, Doamne Iisuse, peste noi, peste copiii noștri, peste binecuvântările ce ni le-ai dat și ajută-ne să, ajută -ne să rămânem în ascultare față de Tine. Îți mulțumim, O Doamne, că vrei să umpli vasele noastre și în aceste momente lasă unde lemnul Tău să umple vasele noastre, ființele noastre. Lasă puterea Duhului Tău cel Sfânt să umple fiecare frate și soră din această adunare. Putere pentru o viață sfântă și curată în ascultare de tine. Îți mulțumim, o Doamne Iisuse, că Tu ești cel ce te atingi de cei care plâng, cei care suspină, Doamne. Ne rugăm pentru aceste persoane care sunt, Doamne, și au venit în suferință, în durere, lasă alinare în continuare, la plecare din locul acesta, alinare peste sufletele lor, în bărbătare. Lasă, Doamne, că lăuzirea Ta să fie peste ele. Îți mulțumim, o Doamne, că îți pasă de noi. Mulțumim că îți pleci ureche la cererile noastre, slăvit și binecuvântat să fie în numele Tău. Ne rugăm pentru cei ce au fost odinioară cu noi, dar cum s-au depărtat de tine. Te rugăm, o Doamne, să cercetezi oile pierdute și rătăcite. Fii rătăcitori, lasă, Doamne, cercetare peste ei și adu-i din nou în mijlocul nostru. Ne rugăm, o Doamne, pentru momente potrivite, pentru decizii potrivite peste ei. Lasă, Doamne, în continuare cercetare și adu-i înapoi în mijlocul nostru. Mulțumim, o Doamne, că ai primit rugăciunile noastre. Îți mulțumim, o Doamne, că atunci când ne smerim, Tu ești cel care dai izbăvire din cerul tău. Tu ești un Dumnezeu bun care ne primește. Doamne, slăvit și binecuvântat să fie numele Tău, îi potrivit la sfârșitul acestei zile, Doamne, să spunem mulțumim. Mulțumim că ai fost cu noi, mulțumim că ești cu noi, îți mulțumim, o Doamne, pentru dragostea care ai lăsat-o peste ființele noastre și astăzi, mulțumim pentru sănătate și putere, Doamne, slăvit și glorificat să fie în numele Tău, mulțumim, o Doamne, ceresc pentru că Tu ne-ai binecuvântat, aducem și aceste cauze înaintea Ta, Doamne, aceste bilețele și fiecare cauza noastră o mărturisim cu o inimă ridicată. Te chemăm să atingi inimile bolnave. Ne rugăm, o Doamne, lasă Duh de viață, Duh de sănătate peste cei bolnavi înaintea Ta. Ta. Te chemăm să cercetezi pe cei nemântuiți, cei ce nu te cunosc. În numele Domnului Iisus Hristos, o Tată, te chemăm să te descoperi așa cum ai avut milă de noi, fără să merităm. Ai milă, Doamne, și de a adu mântuire, ne adu izbăvire în familiile în care ești chemat-o, Doamne. Te chemăm să întărești pe cei la care credința a fost slăbită, Doamne, și lasă izbăvirea ta, o Doamne, să fie peste fiecare în parte. Îți mulțumim și te binecuvântăm, o Doamne, Slăvit și glorificat să fie numele tău la plecare din locul acesta, ca să ocrotirea și pacea ta să fie peste noi și casele noastre și Duhul tău cel Sfânt să rămână Domn și Stăpân peste noi, Doamne, și în această zi și în fiecare zi a vieții noastre. Amin. Amin. Vă invit să ocupați loc. Două anunțuri mai avem de făcut. Vineri, 4 noiembrie, de la ora 6, ora 18, avem întâlnirea lunară cu slujitorii, vă invităm pe toți, toți bărbații care sunteți implicați sau care doriți să fiți implicați în lucrare să veniți la întâlnire. Mai avem un anunț în 11 noiembrie, deci peste două săptămâni. Va fi o seară de rugăciune prelungită. Cred că tot de la ora 6 vom începe, dar asta anunțăm săptămâna viitoare. Deci vineri în 11, o seară prelungită de rugăciune în care vrem să cerem îndurarea Domnului. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Ne vedem de seară la ora 18.